În seara zilei de 28 decembrie, și când spun seara, înțeleg chiar foarte târziu, către ora 10-11, a fost publicat în varianta electronică a monitorului oficial o hotărâre a Guvernului României adoptată în cursul după-amiezei acelei zile. Este o hotărâre de guvern prin care se alocă sume de la fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului pentru unele unități administrativ-teritoriale, pentru finanțarea unor cheltuieli curente și de capital. Se știe foarte bine că bugetul municipiului Giurgiu a avut foarte, foarte mult de suferit în cursul acestui an. S-au făcut numeroase intervenții foarte bine justificate, solicitându-se sprijinul guvernului pentru completarea sumelor necesare desfășurării unei activități corespunzătoare în municipiul nostru. Din păcate, nu am găsit înțelegere la guvern și am avut surpriza neplăcută să vedem că nici de această dată, în ciuda sumelor destul de consistente care au fost alocate pentru municipiul Giurgiu, nu s-au găsit bani. Fără niciun fel de intenție de a spune că alții nu meritau bani și trebuia să primim noi municipiul Giurgiu, îmi este imposibil să nu observ că sunt județe și municipii unde sumele sunt foarte mari, dar de asemenea sunt și județe și municipii care au fost din nou scăpate din vedere din motive pe care guvernanții ar trebui să le explice populației din aceste unități administrativ-teritoriale. Și aș dori să fac următoarea mențiune pentru început, și anume faptul că județele Bacău și Giurgiu sunt singurele județe în care nu a fost alocat nici măcar un leu nici Consiliului Județean și nici primăriei, reședinței de județ. Sunt alte județe unde dărnicia a fost foarte mare. Unul dintre cazurile cele mai evidente este cel care ține capul de afiș al alocărilor, respectiv 6 milioane de lei, adică 60 de miliarde de lei vechi. Au primit consiliile județene Dâmbovița și Caraș-Severin, dar și municipiul Piatra Neamț. Aș face o paralelă cu ceea ce s-a întâmplat la un consiliu județean ca Brașovul, unde s-au primit doar 200 de mii de lei, adică 2 miliarde, pe când municipiul Brașov a primit 25 de miliarde. Este regretabil. În județul nostru au primit bani mai multe localități, în general comune conduse de primari aparținând partidului de guvernământ, dar și unii dintre primarii care au încă obiective în lucru. Nu aș vrea să nominalizez aceste localități. Suma alocată întregului județ nu atinge 40 de miliarde, în condițiile în care spuneam doar municipiului Piatra Neamț i-au fost alocate 60 de miliarde. Ne-a lăsat un gust amar. Probabil că
cei în drept vor face și comentariile de rigoare, abordând problema din punct de vedere politic. Eu nu pot decât să spun că din punctul nostru de vedere, ca reprezentanți ai comunității locale, suntem dezamăgiți de faptul că nici acum, în ultimul moment, nimeni de la guvern nu și-a adus aminte că pe harta României există județul Giurgiu, condus de un consiliu județean, care are o reședință de județ, municipiul Giurgiu. Atât consiliul județean, care are o multitudine de probleme, cât și municipiul Giurgiu, ale cărui surse de venit se știe foarte bine că sunt destul de reduse, aveau nevoie din plin de sumele acestea, care, dacă tot existau la fondul de rezervă, ne gândim că puteam să beneficiem și noi de ele. Nevoile sunt foarte mari. Reamintesc faptul că municipalitatea a cheltuit circa 40 de miliarde cu operațiunile de dezăpezire, inclusiv pe zone care aparțin Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale, că a efectuat lucrări de circa 10 miliarde pentru consolidarea și înălțarea digului de apărare a zonei Vămii, și pentru toate acestea ne așteptam măcar așa, în ultimul ceas, la o recunoaștere a efortului financiar, la o recompensare a faptului că, fără să ezităm, am intervenit pentru readucerea la starea de normalitate a lucrurilor într-o zonă care nu este administrată de noi și care este de în atribuțiile, în raza de competență a autorităților centrale. E bine, regretabil, autoritățile centrale ne-au uitat. Încheiem anul cu acest gust amar, dar și cu speranța că în anul următor lucrurile vor cunoaște un reviriment și că atitudinea față de județul și de municipiul nostru la nivelul autorităților centrale se va schimba. Fără speranță nu putem continua. Ne exprimăm încrederea că și de acum încolo cetățenii ne vor sta alături. Le dorim să intre cu încredere și cu un strop de speranță pentru mai bine în anul nou 2011, pentru că noi, atât cât ne va sta în puteri, vom face tot ce putem pentru ca municipiul Giurgiu să își continue drumul bun pe care a pornit. Un drum către modernizare și către asigurarea unor condiții de trai cât mai bune locuitorilor săi.